Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Spanov cu un video foarte interesant în care vreau să spun despre rețeaua socială Suhba. Această rețea socială este un produs a proiectului Suhba, care are și browserul lor, prin ce ei sunt foarte importanți și interesanți, că ei filtrează toate video cu gen periculos pentru copii, de pildă, pornografie și mai departe. Iau un filtru special în care punct de vedere a fost foarte înalt apreciat de Organizația Națiunilor Unite. Deci aici la înregistrare acum se dau un bonus. În momentul actual dau 50 de monete. Moneta lor este dinar. Deci monetele acestea sunt o anumită cantitate emisă. Cu timp aceste monete vor costa foarte scump. De ce? Dacă să luăm ca exemplu rețeaua socială Facebook, la început pe o acțiune a lor costa 2 cenți, acum 170 de dolari. Deci vă recomand să vă înregistrați, să primiți aceste monete, să le păstrați și peste un an, 2-3 o să vedeți cât o să coste ele. Ei abia acum se dezvoltă, deci ei fac câteva data centrul pentru serverele lor, care să nu fie în SUA de pildă, dar în partea această lantă, în Rusia, în Asia, pentru că mai mult browserul este răspândit sau e amploare în lumea musulmană, ce că ei sunt foarte religios, adică la deși acolo destul de strict cu pornografie și așa mai departe. Deci este acces la sunt acolo site-uri, desigur, dar anume acest site el filtrează astfel de lucruri și la deși puritatea în care vă sens în familie este mult mai înaltă, de pildă, ca în Europa, de pildă, unde îți permite cuplurile între homosexuali și așa mai departe. Deci, cum facem înregistrarea cu șo, să explic? Unde vedem noi balanța, deci uitați, intrați, eu sunt în interior, în interior sunt mai multe direcții, o să intrat, o studiați, deci aici se schimbă limba, deci sunt până când 6 limbi, vedeți, este limba franceză, turcă, tatară, engleză, arabă și rusă. Deci, balanța, uitați aici, acolo și este și linkul nostru de referal în direcția aceasta. Deci, un curs la dinar acum este de 50 de ruble. Deci, eu deja am undeva 2200 de monete. Deci, 2190 de acțiuni, spune așa. La fel este posibilitatea de a deveni partener și a face investiții în acțiunile lor, dar asta deja o să arăt în alt video, deci link-ul de referal îl găsiți aici. Până când pentru un invitat primim 50 de monede, deci informația nu e chiar corectă, deci 50 de monede, iar pentru cei că intrăm zilnic pe acest site, deci tot mai primim monede, 10 monede. Deci vă recomand fiecare zi să intrați și să mai adăugați câte 10 monede. Deci aici e în engleză, dar dacă dau un limba rusă, să vedeți că și o leacă altă cifră. Deci 50 de dinari este pentru înregistrare. Aici pur și simplu se vede că mult este informație și designerul care a făcut acest site nu îmi dovedește să introducă schimbările care ei le-au făcut. Căci inițial dădeau 100 de monede. Deci periodic la deși sunt acțiuni și din care cauză poate că și nu s-a schimbat. Acum linkul de referal aici îl găsiți. Îl copiați. Cu
acum și o să vă arăt cum facem înregistrarea. Ce sunt mai multe etape. Deci, când trecem după linkul de referral care este sub acest video, la noi se deschide această pagină unde eu acum și eram. Apoi, cu timpul, cine va folosi browserul lor va câștiga în jur de $100 pe zi. Deci asta tot e interesant. Aplicația lor va costa, cum va aduce venit undeva $50 pe telefon. Deci, multe lucruri vor fi interesante. Deci, proiectul abia se dezvoltă. Și deci, uitați, a trecut după linkul de referral și apăsați pe Registration. Registration. Unde apare o formă de îndeplinire a datelor? Prima. Unde scriem nume, prenume. Pe exemplu. După ce am scris aceste date, apăsăm pasul următor. Unde alegem de pe de toate datele. Țara de pilă, dacă ea nu este în listă, deci cum am procedat eu, de pildă Moldova noi. România tot noi. Deci o lăsați fără spațiu și apăsați pe pasul următor. Unde deja introduceți, aici ea introduceți e-mail-ul pe care o să vină o scrisoare de activare. Deci e-mail-ul, de pildă telefonul, de exemplu cu codul țării. Parola cu care o să intrați în cont. Repetați parola. Aici, uitați-vă, ei vă dau posibilitatea să creați și o poștă electronică. Deci, uitați-vă. Deci, iau și serviciul lor, de pildă cum este Gmail, aici e suhba.net. Deci, cu ce nume vreți să creați o poștă, de pildă? Ca exemplu, dacă și apăsați pe send. Când apăsați pe send, aici apare, uitați-vă, vedeți că n-am introdus parola. Ceva, o informație, minim 6 simboluri. Deci apăsați pe send și introduceți codul acesta care îl vedeți aici în spațiul acesta. Urmă apăsați pe a trimite. De unde o să apară o informație, cea că pe poșta electronică este trimis un mesaj în care trebuie să intrați și să activați înregistrarea. După ce ați activat înregistrarea, deja puteți să intrați în cont. Deci nu faci mai multe înregistrări ca să nu fiți blocați, nu vreau să fac continuu ca nume din cauza dată. Și deja când intrați, cu e-mail-ul care l-a sindicat și parola. Și apăsați pe autorizare. Browserul, deci, în interior, acolo când apărați, apare, puteți să-l descărcați. Și toate aplicațiile care sunt aici. Deci, ce uitați-vă, direcțiile astea tot sunt multe lucruri interesante, studiați-le. Pentru că, cum am spus, proiectul este foarte bun, puternic și pe lungă durată. Anume că primim monete care vor costa foarte scump în viitor. Ele, de pildă,
Ei o să apară acțiunile lor la bursă și după prognozele specialiștilor, deodată undeva de vreo 30 de ori cel puțin va crește prețul. Pentru că deja capitalizarea proiectului este în jur de 5 miliarde de dolari. Deci ei o, așa, o cantitate de acțiuni au emis, care acum se vând, iar monetele acestea gratis care se dau sunt 10% din aceste acțiuni. Deci care se dau la oameni noi. Deci ei au scopul să ajungă la 3 miliarde undeva de utilizatori în următorii ani. Și numai în zona asiatică, acolo este cantitatea aceasta. Deci acum a început să se unească China, India la acest proiect și se va dezvolta foarte puternic în curând. Deci cam atât ce am răspuns, numai bine.